Iubiți frați și surori, stimați prieteni ai casei lui Dumnezeu, vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Vechiul Testament, Cartea Judecătorilor, capitolul 13, de unde voi citi versetele 24 și 25 și mai apoi capitolul 16, de la 16 până la 21. Judecător, capitolul 13, începând cu versetul 24, pagina Sfintele Scripturi 277. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Trecem la capitolul 16, începând cu versetul 16. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci ea a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat, i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Acesta este cuvântul Domnului. Vă invit să-L ocupați locurile. În anul 1994, președintele Federației Rusiei era Boris Yeltsin. Omul acesta s-a dus la New York, la ONU, pentru o reuniune acolo. După 2 zile petrecute la New York, la ONU, se întoarce cu avionul prezidențial și avea programat o vizită în Irlanda. Ajunge pe aeroportul internațional Shannon din Dublin, vă dați seama că acolo era prezent primul ministru împreună cu toată suita lui de miniștri, se vorba despre primul ministru Albert Reynolds. Au venit cu o fanfară impresionantă, au întins covorul roșu, se intonau inele celor două țări și toată lumea îl aștepta pe Boris Yeltsin să coboare din avionul prezidențial. Erau sute de reporteri, zeci de care de televiziune, era un eveniment istoric pentru Irlanda. Și au tot așteptat vreo jumate de oră, s-au intonat imnele celor două state, numai că Boris Yeltsin nu cobora din avion. Și au mai pus, au mai cântat ei ceva pe acolo și la un moment dat cineva din delegația rusă s-a coborât din avion și l-a chemat pe primul ministru Albert Reynolds să urce în avion. A stat vreo 10 minute, omul acesta a coborât, era tot roșu la față și a zis, din păcate vizita de stat oficială se anulează pentru că domnul Yeltsin este foarte bolnav. Seama a fost o mare dezamăgire, s-a strâns înapoi covorul roșu și toată lumea a plecat acasă. Însă câțiva ani de zile mai târziu a scris o carte de memorii primul ministru când s-a retras din politică și spunea că de fapt Boris Yeltsin nu era bolnav, nu de aia n-a putut coborâ din avion, ci că era așa de beat. Băuse atât de multă vodcă de la New York până la Dublin, încât pur și simplu nu se mai putea ridica în picioare. Și lucrul ăsta a fost confirmat mai târziu de o altă carte scrisă de una dintre gărzile lui de corp. Toată lumea s-a întrebat, mulți analiști la vremea respectivă, oare cum de este posibil ca un om atât de puternic din punct de vedere politic precum Boris Yeltsin să fie atât de slab în fața unui viciu precum alcoolul. Este interesant cum oameni mari,
cu cariere de multe ori impresionante, sunt pur și simplu doborâți de anumite vicii în fața cărora nu pot să reziste. Oameni buni, noi știm și asta o înțelegem din copilărie, că orice om își dorește putere. Oricine, când se naște, dorește să fie un om puternic. Ar vrea ca în viața lui să fie un om influent, să fie un om care să aibă putere în lume. Și atunci, cum să dobândești putere? Unii intră în politică și mă gândesc cât de mult trebuie să te zbați pentru un amărât de post de consilier local într-o comună. Câtă publicitate și câtă campanie și cât de mult trebuie să dai de băut la oameni ca să te voteze. Și în cele din urmă, după vreo 5-6 ani de campanie, reușești și tu să prinzi un loc de consilier. Ce să mai vorbesc la postul de primar, că acolo deja e o luptă fantastică. Nu mai vorbesc de Camera Deputaților sau de funcții înalte. Și oamenii se luptă din punct de vedere politic ca să dobândească putere, pentru că asta îi satisface. Alții caută putere în lumea banilor. Și pentru asta sunt dispus să facă orice sacrificii. Și de multe ori nopți nedormite, pur și simplu numai ca să ajungi la un anumit standard de viață. Alții, pe care nu-i prea duce mintea, să apucă și ei de haltere, de, știu, de sporturi de contact, ca să aibă o anumită putere fizică, să fie, domne, puternici la ceva. Alții caută puterea în lumea cărților, lumea intelectuală, nu este greșit. Însă vreau să vă spun despre omul despre care am citit în Biblie în seara aceasta, despre Samson, că el, spre deosebire de toți ceilalți oameni, nu s-a chinuit prea tare în lumea asta ca să aibă putere, pentru că din naștere a fost dată de către Dumnezeu. Să te trezești într-o bună zi că ai o putere ieșită din comun, că poți să faci ce vrei tu, să ai o putere atât de mare încât să nu aibă echivalent pe fața pământului, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a înzestrat pe omul acesta cu o putere incredibilă. Putea să facă, din punct de vedere fizic, aproape orice. Însă, așa cum spune un teolog american și un pastor cunoscut, Warren Wiersbe, spunea că Samson și-a început lucrarea binecuvântată de Dumnezeu, dar și-a sfârșit-o barjocorit în mijlocul unei gloate păgâne. Asta este rezumată, dacă vreți, istoria tristă a lui Samson. Un om puternic, însă, care a fost răpus de slăbiciuni. Un om puternic răpus de slăbiciuni. Există două feluri de slăbiciuni cu care oamenii se confruntă. Există o primă categorie de slăbiciuni cu care ne naștem. Și, de pildă, sunt slăbiciunile fizice. Unii, prin naștere, biologic, au o constituție mai firavă, sunt predispuși la anumite boli și au anumite slăbiciuni, poate care vin pe linie ereditară, genetică. Și asta e, ce să faci, te naști cu ele, nu vrei tu, dar asta e. Apoi, sunt unii care au slăbiciuni cu care se nasc, de pildă, ale temperamentului. Sunt unii oameni foarte impulsivi. Nu că ar vrea ei să fie așa, dar pur și simplu așa s-au născut, cu un temperament din acesta vulcanic. Și poate că asta e o slăbiciune. Dar există o a doua categorie de slăbiciuni. Sunt slăbiciunile care se nasc în noi. Rețineți, sunt slăbiciuni cu care ne naștem și sunt mai apoi slăbiciuni care se nasc în noi, prin nevegherea noastră, prin delăsarea noastră, prin ignoranța noastră. Spunea Martin Luther așa de frumos la un moment dat, că zicea el, pe deasupra casei mele în fiecare zi trec o grămadă de păsări, zbor o grămadă de păsări, dar asta nu înseamnă că le las și să-și facă cuib în casa mea. Prin mintea noastră în fiecare zi trec o grămadă de gânduri păcătoase. Haideți să fim serioși, de dimineața de când ne trezim și până seara când, sau noaptea, știu eu, sau dimineața când adormi, prin mintea noastră trec o grămadă de gânduri rele și păcătoase. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le lăsăm să se cuibărească în mintea noastră, să se întipărească în mintea noastră. Din păcate, omul despre care am citit în seara aceasta este un om care îngăduie ca în viața lui să se desfășoare mai multe forme de slăbiciuni, mai multe slăbiciuni care aveau să îi distrugă viața și cariera. În seara aceasta vreau să vorbesc despre slăbiciunile unui om puternic. Acesta este cuvântul care vreau să vin în fața voastră. Slăbiciunile unui om puternic. Samson a fost un om extraordinar de puternic, înzestrat de Dumnezeu cu o forță fizică ieșită din comun, supranaturală, pentru că era direct de la Dumnezeu dată. Și cu toate acestea, Samson, un om puternic, incredibil de puternic, este un om slab din mai multe puncte de vedere. O slăbiciune pe care a avut-o Samson este aceasta, că
la capitolul părtășiei a fost foarte slab. Deși puternic, la capitolul părtășiei este un om slab pentru că este individualist. Asta este o primă mare slăbiciune pe care Samson a avut-o în viața lui. A fost un om individualist. El, ca și judecător al poporului evreu, are un statut aparte. Pentru că judecătorii, în conformitate cu capitolul 2, versetul 16 din cartea cu același nume, aveau chemarea din partea lui Dumnezeu. Erau ridicați de către Dumnezeu din popor și trebuiau să slujească pentru interesele poporului. Aceasta era chemarea pe care Samson o avea de la Dumnezeu. Numai că uitați-vă în cele 4 capitole pe care Sfânta Scriptură le rezervă vieții lui Samson. Omul acesta este izolat de poporul său. Deși este judecător, deși primește de la Dumnezeu chemarea de a sluji poporului cu darul pe care Dumnezeu îl dă, Samson este un om izolat de poporul său. Predecesorii săi, numele sonore de judecători precum Ehud, Deborah, Barak, Gedeon și mai apoi după el Samuel, sunt oameni ridicați de Dumnezeu și sunt oameni care în jurul lor au coagulat poporul. Sunt oameni în jurul cărora poporul întotdeauna s-a strâns. Numai că Samson este un lup singuratic. El este un om care pur și simplu nu-i pasă de părtășia cu poporul. El nu ține cont de neamul în care s-a născut, de chemarea pe care o are de la Dumnezeu, ci pur și simplu îi place să fie singuratic. Și asta a fost o primă mare slăbiciune din viața lui Samson. Este un om individualist, este un om care nu vrea să aibă de-a face cu nimeni și nimic. Este un om care crede că este suficient el și persoana lui și că nu are nimeni și nimic de-a face cu el. Biblia ne spune că la un moment dat Samson incendiază holdele filistenilor printr-o strălucită idee. Spune că a prins 300 de vulpi, a legat cozile și a pus o făclie între cele două cozi ale vulpilor și astfel a ars toate hangarele și toate grânele filistenilor. Iar după evenimentul acesta, filistenii se răzbună pe Samson, ucigându-i soția, cea pe care o luase la Timna, împreună cu tatăl ei. Iar Samson, mai apoi, ca să răzbune evenimentul acesta, spune Sfânta Scriptură că, e o expresie care mie îmi place, zice că Samson, vă citez, zice că Samson s-a coborât bătându-i aspru pe spate și pe pântece pe filisteni. Deci l-a dat o mamă de bătaie soră cu moartea. S-a răzbunat pe oamenii ăștia cu vârf și cu îndesat. S-a răzbunat bine de tot, de interesant, și sublinez încă o dată, zice că i-a bătut aspru pe spate și pe pântece, adică vânătăi toți. Însă interesant este că după ce îi bate pe filisteni ăștia și se răzbună pentru că i-a ucis soția, mă așteptam să se întâmple ca în cazul lui Gedeon sau lui Ehud sau Deborei. Mă așteptam ca după astfel de biruință, după astfel de victorie, Samson să meargă în fruntea poporului și să spună: oameni buni, veniți să ne strângem la luptă și să mergem să alungăm pe filisteni din țara noastră, că mie Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta. Veniți! Asta au făcut Gedeon, asta a făcut Deborah, asta a făcut Ehud, asta a făcut Barak. Numai că Samson spune cuvântul lui Dumnezeu că după astfel de mare biruință, știi ce face? Zice Biblia că s-a coborât și s-a dus să locuiască, știți unde? În crăpătura stâncii Etam, de unul singur. Lui nu-i pasă de popor, lui nu-i pasă de nimeni și de nimic, este el și problemele lui. S-a răzbunat și acum este satisfăcut, se duce și locuiește într-o crăpătură a unei stânci. Stânca Etam, spune cuvântul Domnului. Și mai clar se vede ruptura lui Samson și individualismul lui față de poporul său în care a crescut și pe care trebuia să slujească. Din singurul contact pe care îl veți găsi în 4 capitole de Sfânta Scriptură a lui Samson cu poporul său. Biblia spune că după ce Samson face lucrul ăsta, se duce la crepătura stâncii Etam, au venit filistenii. Au venit filistenii câtă frunză și iarbă și spune că 3.000 de oameni din Iuda s-au dus acolo la Samson și au zis: măi omule, ce ne-ai făcut? Ne-am trăit aici în pace cu filistenii, ne-am plătit dările, noi suntem robilor, cum de ne-ai făcut o asta de nenorocire? Și dialogul dintre ei este unul foarte sec, este unul care arată ruptura dintre popor și Samson. Zice Samson: numai atâta să-mi garantați că nu mă veți omorâ, puteți-mă lega, dați-mă la filisteni, dar să nu mă ucideți. Asta e toată părtășia pe care el o are cu poporul său. Este un om individualist. Izolarea față de popor produce
o mare slăbiciune în viața lui. Dar Samson este izolat și de Dumnezeu. Este izolat și de Dumnezeu pentru că m-am uitat și am citit cu atenție 4 capitole de Sfânta Scriptură care vorbesc despre Samson. 2 rugăciuni nume are Samson. Știți care sunt rugăciunile lui Samson? Rugăciune în care odată îi cere lui Dumnezeu să-i stingă setea de apă. Zice, Doamne, Tu care ai îngăduit prin mine să obțin o astfel de biruință, acum mă las să mor de sete? Și Dumnezeu spune că din crăpătura acelei stânci făcu să curgă apă. Și a doua rugăciune pe care o face Samson, spune cuvântul Domnului că este aceea când ochii lui sunt scoși și când este dus să danseze, să facă pe bufonul în fața chefului acelui mare al filistenilor. Știi ce se roagă Samson? Doamne, dă-mi puterea să-mi stâng setea de răzbunare. El are două sete astea, seta de apă și seta de răzbunare. Atât. Astea sunt două rugăciuni pe care le face Samson. Arată ruptura de Dumnezeu și de popor. Este un om individualist. Și ce e interesant, m-am gândit zilele acestea că se tot vorbește despre populația planetei că este din ce în ce mai numeroasă, că Pământul e supraaglomerat. Sunt peste 7 miliarde de oameni care locuiesc pe fața Pământului. Și știți ce e interesant? Deși suntem din ce în ce mai mulți, deși avem căi de comunicații din ce în ce mai moderne, telefon, avem e-mail, avem Skype, Facebook, Twitter, mai știu eu, cu toate acestea suntem din ce în ce mai străini unii față de alții. Suntem din ce în ce mai străini unii față de alții și suntem din ce în ce mai străini unii și față de Dumnezeu. Iar cel care vrea să ne despartă de Dumnezeu, cel care vrea ca noi să fim individuali, să nu fim împărtășiți nici cu Dumnezeu și nici cu biserica, nici cu poporul său, este diavolul. Și vă rog să fiți atenți câteva modalități, câteva căi prin care diavolul ne face să fim individualiști și ne rupe de părtășia cu Dumnezeu și cu biserica. O primă metodă pe care diavolul o folosește pentru a ne face individualiști și pentru a ne rupe de Dumnezeu și de biserică este aceea că ne fură prezentul. Știți cum ne fură cel rău prezentul? Aruncându-ne în trecut. Pe foarte mulți creștini, diavolul îi aruncă în trecut și ei trăiesc și acum cu amintirile de amus 40 de ani. Eu de multe ori la noi la știri, la biserică, m-am săturat să aud bătrânii aceia cu 60 de ani de pocăință, cum se lăudau ei, cum era la Sighiștel la amus 50 de ani, cum se pogura Duhul Sfânt în biserică. Bine, și întreb, dar astăzi ce-i cu voi? Păi da, a fost atunci. Și de multe ori diavolul ne face să trăim în trecut, ne fură prezentul și ne aruncă în trecut. Și atunci tu tot dregi amintire din trecut. Cine ai fost tu? Cât de pocăit ai fost? Cât de sfânt ai fost? Vorba lui unul, și vă citesc, poate nu e o vorbă prea frumoasă, zice, am auzit pe unul acum recitând într-o zi, zice, pușca și cura o lată, ce râvnos eram odată. Ai fost. Ai fost. Știți cum mai poate să-ți fure diavolul prezentul? Aruncându-te în viitor. Deci tu îți ignori prezentul. Îți ignori problemele care le ai. Ignori faptul că nu ai părtășie cu Dumnezeu și cu biserica și tu te iluzionezi cu viitorul. Pentru că viitorul are iluzii, trecutul are amintiri. Și în mintea ta nu există altceva decât amintiri și iluzii. Sunt oameni care trăiesc rupți de prezent. Trăiesc în trecut și viitor. Și astfel diavolul te rupe de Dumnezeu. O altă metodă prin care diavolul ne face individualiști și ne rupe de părtășia cu Dumnezeu și cu biserica este aceea că îți ne dă de lucru. Diavolul îți dă de lucru. Vreau să vă spun că nu există criză. La cel rău, din păcate, nu există nicio formă de criză. El întotdeauna îți dă de lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Moise se duce din partea lui Dumnezeu cu un mesaj clar la faraon și zice așa, lasă poporul să meargă în pustie să mi se închine. Și când aude faraon de cererea aceasta, da, zice, vă trebuie biserică, vă trebuie pocăință, vă trebuie închinare. Și ce spune faraon, zice, în felul următor, să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să nu mai aibă timp de năluci. Și atunci nu-i suficient că ai o singură slujbă, trebuie să ți-o mai ieși pe a doua, că ai atâta credite, că dacă ai avut o casă, ți-o mai trebuie încă una, ți-o trebuie și la munte și la mare încă una. Și atunci normal că nu mai ai timp decât de muncă. Normal că nu mai ai timp duminica să vii la biserică, că tu ești rupt de obosit. Și diavolul îți dă de lucru întotdeauna. De-aia o mers eutic, apropo, la biserică și o căzut. Cred că era obosit. Nu există o altă explicație, pentru că, oameni buni, Apostolul Pavel a fost cel mai mare predicator al vremii lui.
E imposibil să dorm la predicele lui Pavel și totuși Eutic reușește performanța asta pentru că este un om obosit. Cum ne poate rupe cel rău de părtășia cu Dumnezeu să ne facă individualiști, sabotându-ne viața de rugăciune? Îți fură prezentul, te proiectează în trecut sau în viitor, îți dă de lucru cât poți duce. Îți sabotează viața de rugăciune, știți cum? Te rogi lui Dumnezeu pentru o cauză și nu se întâmplă nimic. Și pentru că nu se întâmplă nimic, diavolul îți inoculează ideea aceasta, vezi, Dumnezeu nu te ascultă după ce te rogi. Iar dacă se întâmplă ca rugăciunea ta să primească răspuns, diavolul va găsi o cauză străină de Dumnezeu. Să spună, dar oricum s-ar fi întâmplat, că te rugai, că nu te rugai, oricum se întâmpla ce s-a întâmplat acum. Și astfel ne poate sabota viața de rugăciune. Știți de ce se luptă diavolul să ne saboteze viața de rugăciune? Pentru că vreau să vă spun un lucru pe care cred că îl știți foarte bine, sau poate că dacă nu-l știți, îl veți afla acum. Diavolul nu se teme de tămâie arsă. Diavolul nu se teme de crucifixuri. Diavolul nu se teme de peștișori lipiți pe mașinile noastre, oameni buni. Diavolul nu se teme de tricourile noastre cu inscripții creștine. Diavolul, oameni buni, nu se teme de lucruri de genul acesta. Știți de ce se teme diavolul? Diavolul se teme de rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pentru că acea rugăciune fierbinte a celui neprihănit aduce prezența lui Dumnezeu. Aduce prezența lui Dumnezeu în viața acelui om. Aduce prezența lui Dumnezeu în familia lui. Și aduce prezența lui Dumnezeu în biserică. De aceea este frică de rugăciune. Și de aceea noi trebuie să ne rugăm Domnului. Sunt mulți oameni care sunt rupți de părtășia cu Dumnezeu și cu biserica. Am auzit oameni și, din păcate, mă doare lucrul ăsta, sau tot mai mulți oameni care zic, eu am o părtășie și am o relație extraordinară cu Dumnezeu, dar nu prea dau pe la biserică. Tu nu-ți dai seama, frate păstor, cât de mult mă zidesc eu dimineața când îmi beau ceașca de cafea și dau pun o predică de pe internet downloadată. Nu-ți dai seama ce părtășie am eu cu Dumnezeu și în biserică e program. Știi ce spunea Ciprian de Cartagina? Nu poți să-L ai pe Dumnezeu ca tată dacă biserica nu ți este mamă. Este imposibil. Individualismul. Să-ți vezi de problemele tale, să nu te intereseze de nimeni. Asta a făcut Samson. Este o primă mare slăbiciune pe care o are. A doua mare slăbiciune a lui Samson, știți care a fost? Că deși puternic, a fost un om slab la capitolul moralitate, fiind un om libertin și a permis prea multe. Este un om libertin. Gândiți-vă că el avea statutul de judecător. Ori, ca judecător al poporului evreu, el trebuia să fie standardul moral al națiunii. Trebuia să fie omul cel mai sfânt din popor. Trebuia să fie omul cel mai curat, omul cel mai moral, cel mai vertical dintre toți. Numai că lucrul ăsta nu se întâmplă. Samson, în loc să fie un om moral, în loc să fie un om sfânt, în loc să vegheze la păzirea poruncilor lui Dumnezeu, ca oamenii să nu le încalce, el este tocmai cel care le încalcă primul. De pildă, Samson încalcă legea nazireatului. El este nazireu din naștere, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum este descoperit de Îngerul Domnului atunci când s-a descoperit părinților lui. Legea nazireatului presupunea următoarele lucruri. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ să nu se apropie de un mort, să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. În tot timpul nazireatului să fie închinat Domnului. Asta e legea nazireatului. Samson este nazireu din naștere. Și cu toate acestea, cu bună știință, își permite să calce legea aceasta nazireatului. Și atunci când, știți bine, a ucis acel leu, spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea s-a întors înapoi să vadă ce s-a întâmplat cu acel hoit al leului ucis. Se apropie de el și spune că acolo era un fagure cu miere, a luat mierea aceea, a mâncat din ea. Era lucru interzis prin lege, se apropie de un cadavru. Era nazireu, încalcă legea cu bună știință. Și din păcate dă și părinților lui lucrul ăsta.
fără să le spună de proveniența acelei mieri. Apoi, o altă lege pe care o încalcă Samson este legea morală, decalogul. Decalogul presupune să-ți cinstești părinții, pe tatăl tău și pe mama ta. Cum să-i cinstești? Ascultându-i. Când tatăl lui spune lui Samson, dar nu ți-ai găsit o alta, numai pe asta a filistencilor, nu ți-ai găsit o fată din tot poporul evreu? Și spune, tată, ia-mă când place. Tu nu înțelegi că mie îmi place, pur și simplu. El judecătorul al poporului evreu. El merge după principiu, dacă îmi place, e bine așa. Mai apoi, Samson încalcă o altă lege din decalog, porunca șaptea, să nu curvești sau să nu prea curvești. Tocmai el care trebuia să le spună oamenilor, oameni buni, voi să nu curviți, că încălcați legea Domnului, tocmai el face lucrul acesta. Și o face în repetate rânduri. Și lucrurile acestea îl fac să fie un om libertin. De multe ori, oameni buni, și noi suntem la fel de, dacă vreți, farisei precum Samson. De multe ori le spunem altor oameni să se schimbe și noi nu ne schimbăm. Le spunem altor oameni să se împace cu semenii lor și noi suntem certați, să se împace cu Dumnezeu și noi avem o relație fragmentară cu Dumnezeu. De multe ori le spunem altora, le vorbim despre pace, le vorbim despre pacea lui Dumnezeu și noi suntem așa de stresați că vorbim singuri. Le vorbim despre cât de fericită este viața cu Dumnezeu și noi suntem depresivi. Este formă de ipocrizie. Cred că lucrul acesta l-a îndemnat pe Mahatma Gandhi să spună la un moment dat că îl iubește pe Iisus, dar nu iubește și pe creștini pentru că sunt atât de diferiți de Iisus. Atât de diferiți de Iisus. O altă lege pe care o încalcă Samson, știți care este? Legea confidențialității. Este o lege nescrisă, dar este o lege morală. Atunci când ți se încredințează ceva spre tăinuie, tu trebuie să ții lucrul acela ca o taină. Părinții, când îl cresc pe Samson, îi spune, uite, secretul puterii tale constă în faptul că tu ești nazireu și tu n-ai voie niciodată să consumi alcool, tu n-ai voie să-ți rați părul niciodată pentru că tu ești închinat Domnului. De acolo îți vine puterea. Și Samson, știți bine că ajunge într-un episod al vieții lui să destăinuiască acelei filistence Dalila secretul puterii sale. Asta e legea confidențialității pe care o încalcă Samson cu bună știință. Oameni buni, frați și surori, prieteni dragi, sunt unele lucruri care ni se încredințează din partea altora, drept mărturisire, și nu avem voie să le mai spunem altora niciodată. Spunea Nicolae Steinhardt că esența mărturisirii este următoarea. Deschizându-ți tu gura, mi-o închis pe-a mea. Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cine umblă cu bârfel, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Samson încalcă legea confidențialității și asta umple picătura și paharul răbdării lui Dumnezeu. Se spune că, este o istorioară care circulă, spune că la un moment dat, trei păstori sau preoți, nu știu ce erau, s-au dus cu familiile la iarbă verde. Și era o sărbătoare acolo și s-au dus și au avut timp liber, toți trei erau prieteni buni, să se întâlnească, să mai stea de vorbă. Și în timp ce soțiile lor pregăteau mâncare acolo la ceaun, au zis, ăștia trei prieteni, nu știu, păstori sau preoți, nu știu ce erau, dar zice, hai să ne retragem noi puțin aici mai într-un colț, zice că și așa nu prea avem noi vreme să discutăm așa numai noi de noi. Și intrând de ei în vorbă, unul dintre ei zice, măi fraților, de mult am așteptat clipa asta pentru că zice, uite, am ceva care mă apasă, vreau să mărturisesc ceva și nu pot la oricine, vă dați seama că nu, pastor, îți preot. Spune! Păi, uite, zice, de ceva vreme încoace am început să mai fumez câte o țigară și nu mă mai pot lăsa deloc de obiceiul ăsta. Nu mult, dar una pe săptămână, dar nu rezist. La care unul dintre zice, ăsta e păcat, ăsta nu e niciun păcat. Ei, zero în comparație cu ce am eu. Zice al doilea, măi, zice, dacă toți suntem aici, dar între noi fie vorba, zice, și-am o problemă. M-am dus, zice, la o biserică unde s-a dat cina cu vin. Și am băut mai mult. Și din momentul ăla am început să beau din nou vin. Eu am băut în copilărie, dar chestia asta m-a făcut din nou să-mi deschid apetitul pentru vin și m-am rugat, dar nu pot să mă las. La care la al treilea de ceva, aia sunt păcat. Da, zice, n-are rost să vă spun pe a meu, n-are rost. La care, da, zi, acum dacă ți-am zis și noi, trebuie să ne spui și tu, hai frate, că așa e, na, legea.
la care zice, măi, zice, păcatele voastre sunt nimica toată, eu am o mare problemă. Mie când cineva mi se mărturisește, nu pot să țin nimic în mine. Stai, legea confidențialității. Samson o încalcă. Libertinismul este cancerul societății moderne, oameni buni. Libertinismul te face să încalci lege după lege, să nu mai ai conștiință morală, să nu mai ai remușcări, să nu mai ai mostrări de conștiință, să-L scoți pe Dumnezeu și pe legea Lui din viața ta și din viața societății. Și atunci când îl scoți pe Dumnezeu, când faci ce vrei tu, omul devine Dumnezeu. Protagoras a avut o vorbă, omul este măsura tuturor lucrurilor. Atunci când îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație, când încălcăm legile lui Dumnezeu cu bună știință, știți ce facem noi de fapt? Nu facem nimic altceva decât să ne transformăm pe noi Dumnezei, să credem că ceea ce zicem noi că este bine, este și bine, că asta este moral. Pentru că omul este cel care ajunge să decidă ce este bine și ce este rău. Păi oameni buni, după legea aceasta, Hitler a crezut că face bine ucigând 6 milioane de evrei. După legea lui morală, a făcut bine. Stalin, ucigând vreo 50 de milioane prin gulagurile Siberiei, a crezut că face bine. Când omul devine Dumnezeu, aici se ajunge. Când se crede Dumnezeu. Știți, Samson, în loc să trăiască în spiritul legii lui Dumnezeu, el trăiește în spiritul legii lui. Știți care, în spiritul vremii sale? Știți care este spiritul vremii sale? Ultimul capitol și ultimul verset din Judecător spune așa: în vremea aceea în Israel nu era împărat și atenție, fiecare făcea ce îi plăcea. El trăiește în spiritul vremii sale. Păi care e spiritul vremii noastre? Fă ce vrei, simte-te bine, că oricum ce faci tu este ok. Și de multe ori ajungem să trăim după legea societății și după legea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă libertinism. Păi Samson, ca judecător, își permite ca la nunta lui să țină un ospăț de 7 zile. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că de ce a făcut ospățul ăsta de 7 zile, cheful ăsta de 7 zile? Pentru că zice că așa făceau tineri în vremea lui. Și l-au vrut să facă ca și tinerii din vremea lui, nu ca Dumnezeu, nu ca și legea bisericii sau legea societății. Faci un chef de 7 zile și mă gândesc că nu a fost numai cu apă plată acolo cheful ăla de nuntă, mă gândesc că s-a consumat și alcool, el era nazireu, nicio problemă, nu? Și de plictiseală 7 zile chef, te și plictisești. Zice că la un moment dat Samson se pune pe ghicitori. Ce preocupări! Ce preocupări pentru un om cu asemenea putere! Libertinismul este o altă slăbiciune a lui Samson. Vă rog să vă uitați la istoria poporului evreu, pentru că această istorie este și istoria evoluției spirituale a lor, dar și a noastră. În perioada judecătorilor, deviza era următoarea, libertinism. Fiecare face ce îi place. După perioada judecătorilor, odată cu ieșirea lui Samuel din slujba de judecător și de mare preot, vine perioada împăraților. Iar specific pentru perioada împăraților este compromisul. Biblia spune în numărate rânduri că în cele două dinastii, Iuda și Israel, vorbește despre mulți împărați care au făcut ei niște reforme spirituale, dar pe vremea lor tot se mai închinau oameni la Astarte și la Baal. Era o vreme de compromis. Din libertinism ajungi în compromis. Și după perioada împăraților vine robia. Așa se întâmplă și în viața oamenilor de astăzi. Libertinism, compromis, robie, robia patimilor. Samson este un om slab pentru că este libertin. Și mai apoi, o altă slăbiciune acestui om puternic este că a fost slab la capitolul ascultării, fiind un om ignorant. Slăbiciunea unui om puternic a fost slab la capitolul ascultării, fiind un om ignorant. Individualismul și libertinismul din viața lui Samson fac loc liber pentru o altă slăbiciune, și anume ignoranța. Samson devine un om ignorant. Și știți care este primul lucru care îl ignoră Samson și pe care mulți, din păcate, în ziua de astăzi, creștini cu numele sau poate chiar practicanți, încep să-și îl ignore? Samson își ignoră chemarea
pe care o are din partea lui Dumnezeu și darul pe care Dumnezeu îl pune în el. Este un lucru extrem de grav ca Dumnezeu să te cheme la ceva și tu să ignori chemarea aceea. Este un lucru extrem de grav ca Dumnezeu să te înzestreze cu un anumit dar pe care tu trebuie să-l folosești pentru gloria lui și ție să nu-ți pese de el. Uitați-vă în ce își folosește Samson puterea. În loc să adune tot poporul Israel, în loc să pornească la o luptă și să alunge robia filisteană deasupra Israelului, el spune cuvântul Domnului că pierde ghicitoarea aceea cu leul și ca urmare acestui fapt se duce, spune cuvântul Domnului, la Ascalon, ucide 30 de filisteni, îi dezbracă de haine și aduce hainele astea ca să le dea filistenilor din Timna, pentru că pierduse pariul acela, ghicitoarea aceea. Pentru asta își folosește el puterea. Mai apoi Samson își folosește puterea să ia în spate porțile cetății Gaza, să facă o demonstrație de forță, Doamne, să vadă cât e el de puternic, să vadă ceilalți și să tremure toți. În loc să își folosească puterea pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că pentru aceasta a fost date, Samson își irosește puterea și darul. Vreau să vă spun un lucru aici. Înzestrările pe care Dumnezeu le pune noi, în mine și tine, toate aceste înzestrări, chemarea aceasta, darul acesta, trebuie folosite numai și numai pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu facem lucrul acesta, riscăm să avem probleme serioase. Cât de dureros este faptul să știm despre, de pildă, Elvis Presley, că atunci când era tânăr, avea 16-17 ani, cânta în biserica lui Mărețul Harde, plângeau toți oamenii în biserică. Și a descoperit darul de a cânta în biserică, dar mai apoi a plecat, a părăsit biserica și s-a dus în lume. A câștigat faimă, glorie, discuri de platină după discuri de platină, succes după succes și a ajuns să moară într-un mod straniu, într-o supradoză. Ce trist! Whitney Houston, mare cântăreață, nu? Și-a început cariera muzicală în biserică cântând într-un cor de gospel. Avea o voce extraordinară. Putea să o folosească pentru slava lui Dumnezeu, dar în tânărețe. Pentru că darul acesta, să știți că îl vede și diavolul. Și îl acaparează. Dumnezeu să pună în tine anumite daruri, să ia o chemare specială. Și ea a sfârșit-o tragic anul trecut, știți bine. Pentru că ignorăm ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Mai apoi Samson ignoră sfaturile părinților. Când părinții lui, și repete de ea care a spus-o mai înainte, când părinții lui spun să-și iau o soție dintre fetele poporului evreu, Samson spune, nu, mie îmi place. Eu fac ce îmi place. Mamă, tată, pe mine să mă stați în pace, eu gândesc liber, eu cred că așa e bine și așa e bine. Pe mine să nu mă stresați. Și ajunge să se căsătorească și merge din ce în ce mai rău. Singurul lui principiu este luați-o când place. Ignoră chemarea pe care o are din partea lui Dumnezeu, ignoră sfaturile părinților, dar lucrul cel mai grav pe care l-a ignorat Samson, știți care este? Absența lui Dumnezeu din viața lui. Și spune, și nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Îi zice Dalila, Samson, filistenii sunt asupra ta. El s-a trezit din somn, spune Biblia, și acum îmi imaginez pe Samson cât de grozav s-o fi dat el acolo în fața lui Dalila și a zis, vă scula ca și altă dată, unde-s filistenia aia, nu? Și nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Ajunge orb, rob, a început să facă cafea, la râșniță, spune cuvântul Domnului. Acolo te duce absența lui Dumnezeu din viața ta. Știți de ce s-a depărtat Dumnezeu de Samson? Pentru că în cele din urmă, Samson a început să iubească ceea ce Dumnezeu a interzis. Dumnezeu a dat o poruncă clară că nu trebuie să se intre în contact cu alte popoare păgâne care n-au același Dumnezeu. Și Samson spune cuvântul Domnului că este îndrăgostit de Dalila, asta e ori mai problema lui. Zice ea, cum poți spune că te iubesc dacă tu nu îmi spui secretul ăsta? El este îndrăgostit până peste cap. Numai că el iubește ceea ce Dumnezeu urăște, și anume păcatul. Și din pricina aceasta Dumnezeu se depărtează de el. Vreau să vă spun un lucru, frați și surori, prieteni dragi. Atunci când tu iubești ceea ce Dumnezeu urăște, și anume păcatul,
când ajungi să iubești păcatul, Dumnezeu se depărtează de tine. Știți ce este Samson fără de Dumnezeu? Uitați-vă imaginea acestui om când Dumnezeu nu mai este lângă el. Orb, rob, umilit, bufon care dansează în fața filistenilor. Asta este omul fără de Dumnezeu. Uitați-vă ce este lumea de astăzi fără de Dumnezeu, pentru că l-am scos pe Dumnezeu din toate spațiile societății noastre. L-am scos pe Dumnezeu și lumea fără de Dumnezeu este un loc al urii, este un loc al minciunii, este un loc al violenței, este un loc al egoismului. Lumea fără de Dumnezeu este un loc al certurilor, este un loc al mâniei, este un loc al înșelăciunii. Este un loc al nefericirii, lumea fără de Dumnezeu. Păi am văzut foarte bine în istorie, de pildă, cei care au citit istorie, știți foarte bine ce s-a întâmplat când Hitler a instalat în Germania un regim din care Dumnezeu nu făcea nici măcar teoretic parte. Am văzut ce a însemnat un regim comunist de 50 de ani peste aproape jumătate de lume, o lume a urii. Și vedem ce este astăzi acest așa zis capitalism, în care Dumnezeu nu mai are parte, nu mai este niciun loc. Totul e de vânzare. Totul e de vânzare, totul se centrează pe preț. Cum poți să-L îndepărtezi pe Dumnezeu din viața ta, ignorând avertismentele Lui? Frații mei, Dumnezeu se depărtează de noi atunci când ignorăm avertismentele Lui. Tu știi bine că Dumnezeu îți vorbește de atâtea ori. Tu știi că Dumnezeu ți-a vorbit prin enumărate forme și tu ignori avertismentele Lui. Mai apoi te încăpățânezi să mergi mai departe pe acel drum greșit și nu te trezești. Dumnezeu se depărtează de tine. Și în cele din urmă, când ignori avertismentele Lui Dumnezeu, când te încăpățânezi să mergi pe același drum greșit, ajungi în cele din urmă să fii orb. Te desparți de Dumnezeu. De aceea David spune: cercetează-mă, Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Asta spune un mare om al lui Dumnezeu, David, cel care scrie psalm după psalm, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, cel care are o relație cu Dumnezeu extraordinară, zice într-o zi: Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale bună. Dacă nu, Doamne, pune-mă pe acea cale bună. Frați și surori, Să nu ignorăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Să nu ignorăm sfaturile părinților. Să nu ignorăm chemarea lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu care l-a pus în noi. Să nu ignorăm absența lui Dumnezeu din viața noastră. Dacă Dumnezeu nu mai e prezent în rugăciunea ta, să nu te mai ridici de pe genunchi până când nu îl vei simți din nou pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mai e prezent în casa ta, să nu mai ieși din casa aceea până când nu simți din nou pe Dumnezeu prezent acolo, pentru că e vai de tine. Dumnezeu pleacă din viața ta, ești un om terminat. Cu toți ați auzit despre celebrul vas de croazieră Titanic. Terminat în anul 1912, era cel mai mare vas din lume la vremea respectivă. 269 de metri lungime. Era cel mai luxos, cel mai scump și cel mai rapid vas din lume la vremea respectivă. S-au băgat o groază de bani în vasul acesta. Era revoluționar. Era mândria englezilor. Și atât de mult s-au mândrit cu el încât într-o bună zi cineva a zis, înainte să pornească din portul Southampton spre prima lui cursă, spre New York, a zis: e atât de mare vasul acesta și de puternic că nici Dumnezeu nu mai poate scufunda. De-aia am pus numele Titanic. E mare. La începutul lunii aprilie 1912, Titanicul pornește din Southampton spre New York. Și amiralul de pe Titanic și-a făcut un plan și a zis: vrem ca la prima cursă, a spus secunzilor lui, vrem ca la prima cursă să doborâm recordul de viteză transatlantic. Trebuie să-i depășim pe francezi, cu orice preț. Și în sensul acesta a ales o rută prin nordul Atlanticului. O zonă foarte periculoasă, cu foarte multe blocuri de gheață, numite iceberguri, care pluteau pe ocean. Două zile mai târziu, pe 14 aprilie,
Titanicul, începând cu ora 6 dimineața, primește până noaptea 20 de avertizmente prin radio cu privire la existența unor blocuri de gheață, la iceberguri, să se păzească. Numai că acest capitan spune, nu schimbați direcția, mergeți pe aceeași direcție, sunt prea mici blocurile astea de gheață ca să poată să ne împiedice pe noi. Și se duce la miezul nopții să se culce. Se duce, se culcă și după o oră. Titanicul se izbește de un uriaș bloc de gheață, care în cele din urmă, după nicio oră, va duce la ruperea în două a vaporului și la moartea peste 1000 de oameni. Una dintre cele mai mari tragedii al secolului trecut. De ce? De 20 de ori să te avertizeze cineva și ție să nu spese. Să te avertizeze Dumnezeu în fiecare zi că ești pe un drum greșit. Că măcar că ești un om puternic, ai atâtea probleme în viața ta spirituală, că vezi că rugăciunea ta nu merge, că vezi că viața ta morală este cum este la pământ, că tu încași lege după legea lui Dumnezeu, că ești un om libertin. Măcar că încheia legământ cu Dumnezeu, îți permiți o grămadă de lucruri pe care Biblia ți le interzice. Că ai ajuns să iubești ceea ce Dumnezeu urăște, și anume păcatul. Că ești un om individualist, că tu nu mai ai părtășit cu biserica, că nu mai ai părtășit cu Dumnezeu. Că ești un om izolat și că starea în care ești este o stare care în cei din urmă te va duce la faliment. Și să ignori lucrul acesta cu bună știință. Să te bați cu pumnul în piept cât de pocăit ai fost amuz 20 de ani, cât de botezat cu Duhul Sfânt, cât de mult ai vorbit în limbi, dar tu să trăiești în trecut. Să te hrănești în fiecare zi cu porția din trecut. La ce folos? La ce folos că ești un om puternic? La ce folos că ai bani? La ce folos că ai o poziție în societate? La ce folos că ești un om care ai o minte strălucită, că ai citit biblioteci întregi, dacă tu nu-L ai pe Dumnezeu? La ce folos să fii un om puternic, dar să fii atât de slab în fața păcatului? La ce folos toate acestea? La ce folos pentru Samson să ai o putere ieșită din comun, să ucizi 1000 de filisteni cu o falcă de măgar și mai apoi să fii ucis de individualism, de libertinism și de ignoranță? La ce folos? La ce folos, oameni buni? La ce folos că de multe ori venim la biserică și ne credem tari și puternici și nu mai permite nici măcar lui Dumnezeu să ne vorbească? Că trec predicile pe lângă noi ca trenul în gară, că trec de multe ori prociile pe lângă noi ca trenul în gară, că ignorăm cuvintele lui Dumnezeu, când taia nu ne mai cercetează, rugăciunea nu ne mai interesează, cuvântul îl ignorăm. La ce folos? Ești un om puternic, dar tu ești atât de slab, te crezi tare, dar nu te poți dezlipi de televizor 4-5 ore noaptea. La ce folos? Te crezi tare, dar nu te rogi 20 de minute. Te crezi tare, dar nu ți-ai mai plâns păcatele de ani de zile. Te crezi puternic. Ești un om care spune despre tine că ai credință. Și la prima rată de bancă pe care nu mai poți plăti, te lepezi de credință. La ce folos toate acestea? Un om puternic a fost și Samson, dar cu atâtea slăbiciuni în viața lui. Oameni buni, de multe ori ne hrănim în biserică cu o imagine. Știți care este imaginea aceasta? Este imaginea acelui Iisus din Apocalipsa care stă la ușa inimii tale în fiecare zi și bate. Și tot stă acolo umil la ușa inimii tale și tot bate și bate așteptând ca într-o bună zi să-i deschizi. Dar vreau să vă spun ceva ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că rolurile se vor inversa într-o bună zi. Că va veni vremea, după 60 de ani în care Iisus Hristos a stat la ușa inimii tale și a tău bătut în continuu. S-ar putea să vină vremea când rolurile să se inverseze și tu să stai la ușa împărăției lui Dumnezeu și să bați. Și Dumnezeu să nu-ți răspundă. Luca capitolul 13 cu 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne, drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta, cu alte cuvinte, Doamne, dar noi am fost la cina Domnului. Noi am mâncat și am băut trupul și sângele tău. Da, le vă spune Iisus, în fața mea, dar nu cu mine. Asta e diferența acolo. În fața mea, dar nu cu mine. Și el vă va răspunde,
Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege. Și iată o imagine cu adevărat dramatică. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. De ce? Pentru că ai fost un om ignorant, pentru că ai fost un om libertin, pentru că ai fost un om individualist, puternic, dar plin de slăbiciuni. Ăsta e paradoxul lui Samson. Slăbiciunile unui om puternic. S-ar putea ca slăbiciunile lui Samson să fie și slăbiciunile tale. Eu nu știu, cel mai bine te cunoaște Dumnezeu și tu însuți. Știți care este concluzia acestei predici, acestei vieți? Cine nu-și biruiește slăbiciunile, sfârșește prin a fi biruit de ele. Atât am de spus. Haideți să ridicăm în picioare. Și vreau să venim în această zi într-o rugăciune de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Este o cântare frumoasă pe care am vrea să o cântăm împreună cu tinerii, care spune: vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos. Noi suntem slabi, dar avem un Dumnezeu tare în seara aceasta. Avem un Dumnezeu a cărui putere ne poate copleși încă o dată în seara aceasta. Dacă ești un om slab, dacă ai slăbiciuni în viața ta, în această zi, fă-ți un inventar al lor înaintea lui Dumnezeu în următoare rugăciune și spune: Doamne, asta e slăbiciunea mea. Nu mă pot ruga, nu pot posti, Doamne, nu mă pot bucura. Am atâtea slăbiciuni, dar vin în această seară cu ele, la Iisus Hristos. Să nu-ți fie rușin să-ți inventariezi slăbiciunile. Este un Dumnezeu care te vede și te cunoaște în seara aceasta. N-aș vrea ca să ai o viață irosită. N-aș vrea ca la finele vieții tale pe acest pământ să fi fost doar un om puternic, dar cu slăbiciuni. Haideți în această seară să ne rugăm Domnului să ne putem birui slăbiciunile. Și ne rugăm Domnului și cântăm: Doamne Dumnezeule, să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos. Este Dumnezeul care în seara aceasta este cu noi. Dumnezeu are putere. Dumnezeu poate să acopere slăbiciunile tale. În această seară puterea lui Dumnezeu este aici. Duhul lui Dumnezeu este aici. Spune și tu împreună cu mine în seara aceasta: eu sunt tare în Hristos, Domnul care mă întărește. Eu pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Slavă lui Iisus! Slavă ție, Dumnezeule! O sana, ne lulu.
Cheers.